Us. Centura este o componentă de bază a echipamentului oricărui practicant de karate, dar și o provocare pentru orice începător care trebuie să învețe să o lege corect. Dincolo de semnificația diferitelor culori ale centurii, felul în care este legată aceasta deja ne spune, ne arată lucruri despre posesorul ei. O centură bine legată demonstrează prezență conștientă, grijă, atenție, respect față de propria persoană și, de ce nu, fermitate sau rutina lucrului bine făcut. La polul opus, o centură cu nodul legat greșit, o centură răsucită sau cu capetele asimetrice, unul mult mai lung, unul mult mai scurt, arată neglijență, superficialitate, lipsă de grijă, lipsă de respect față de propria persoană și cumva poate trădează acea filozofie a lui merge și așa. Deci, cum legăm corect centura? Începem prin a găsi mijlocul centurii, punând capetele unul peste celălalt. Dacă centura are trese sau numele tău este brodat pe ea, acestea vor fi așezate în partea stângă pentru ca la sfârșit să se regăsească în partea dreaptă. Cu capetele unul peste celălalt, găsesc mijlocul centurii, cu tresele în partea stângă, pun mijlocul centurii pe abdomen. Merg din față în spate și încrucișez. Apoi, aduc partea stângă peste partea dreaptă, exact ca și marginea ghiului. Cu mâna stângă prind centura, cu mâna dreaptă înfășor partea de deasupra care a venit din stânga, prinzând ambele părți ale centurii. Apoi, partea care iese pe deasupra se înfășoară în jurul părții de dedesubt, pentru că prin această înfășurare va pierde un pic de material, o poziționez trăgându-o un pic în stânga sau în dreapta, astfel încât capătul de deasupra să fie cam cu 2-3 cm aproximativ mai lung. Apoi, înfășor, strâng nodul centurii și mă asigur de simetria acestuia. Centură legată corect. Us. Felul acesta de a lega centura cu partea aceasta din spate, una peste alta, este ok și vreau să vă spun că sunt mulți mari maestri în Japonia care poartă centura în felul acesta. Personal, agrez un alt mod pe care am să vi-l arăt îndată. Urmăm aceiași pași. Caut mijlocul centurii, cu tresele în partea stângă, pun mijlocul centurii pe mijlocul abdomenului, merg din față în spate, încrucișez în același fel, dar acum am un mic truc. În momentul în care vin cu stânga peste dreapta, partea din dreapta o bag dedesubt, prind cu mâna stângă și împing ușor pe toată lungimea ei, având grijă să alunece sub partea de deasupra. Cu mâna dreaptă înfășor, prinzând ambele părți ale centurii, poziționez capătul de deasupra 2-3 cm mai lung, îl înfășor în jurul celei de dedesubt, am strâns nodul centurii, mai verific o dată simetria între cele două capete. Numele meu și gradele, tresele, se află poziționate în partea dreaptă, întotdeauna, iar numele organizației care mi-a acordat centura, în partea stângă, pe aceeași parte cu kanjiul de pe piept. La spate, ambele părți apar una peste alta. Din nou, centură legată corect. Us!